Cătălina, îți mulțumim. Am vorbit despre ieftiniri, scumpiri, că nici noi nu mai știm unde ne învârtim, dar este foarte important să vorbim și despre gaura din bugetul statului, care este în continuare acolo. Iar acum coaliția și guvernul a pus la punct o serie de măsuri prin care tocmai vor să aducă bani la bugetul statului. În această seară, alături de mine, doamnelor și domnilor, este colega mea, Alina Tănase, este reporter specializat pe domeniul politic. Alina, așadar, avem un pachet de măsuri, un pachet de măsuri care este din nou controversat și nu plăcut așa de toată lumea. Despre ce este vorba? Bună seara, Sergiu. În primul rând, sunt multe măsuri pregătite de executiv și destul de contestate, am văzut, de mediul de afaceri. Nici măcar ei trei în coaliție nu s-au înțeles pe toate aceste măsuri. Principalele pentru aceste reduceri de cheltuieli de la bugetul de stat ar fi, iată, eliminarea 200.000 de posturi neocupate din sectorul bugetar, reducerea cu minimum 20% a numărului de secretari de stat, ceea ce înseamnă că din aproape 200 câți avem în acest moment, să scadă undeva cu 40 acest foarte număr. Mult, dacă e să ne luăm după posturi și după dimensiunea ministerelor pe care o cunoaștem până acum. Exact. Și mergem mai departe. Maximum 7 membri în consiliile de administrație, va fi și această limită de membri, comasarea unor instituții, pentru că s-a tot discutat în ultima perioadă, dar și eliminarea voucherelor de vacanță pentru cei care au un salariu lunar mai mare de 10.000 de lei brut. Ei bine, Alina, știm că toate aceste măsuri au stârnit nemulțumiri și stârnesc nemulțumiri mai ales, evident, în rândul celor care sunt vizați de aceste măsuri. Haideți să vorbim puțin și de beneficiile pe care le au în prezent oamenii care ocupă aceste funcții. Secretarii de stat. Știm că au un salariu brut de aproximativ 16.000 de lei. Iată, chirie plătită de stat, dacă nu stau în București, au fie locuință asigurată, fie chirie, transport gratuit, dar și abonament de telefon plătit de către stat. Și știm foarte bine, am vorbit de atâtea ori și despre cei care sunt în Consiliul de Administrație, de șefii, de agenții și directori, pentru că și aici există beneficii. Și aici sunt o serie de avantaje, sporuri, celebrele sporuri pe care le știm, tichete de vacanță, tichete de masă sau decontarea benzinei și a motorinei. Dacă e să mergem mai departe, avem aici și niște exemple, indemnizații de membru. Aici vorbim strict de acei oameni care sunt în aceste consilii de administrații. Două exemple ar fi la Nuclear Electrica, iată, undeva la 13.000 de lei lunar această indemnizație, și la Romața 5.600 de lei. Ar fi cam companiile cu cele mai mari indemnizații acestea. Da, iată, Alina, că vorbim totuși, dacă e să adunăm așa de la început până aici, se adună niște bani în buzunar și cumva acești oameni e, deși nouă nu ni se pare normal, lor ni se pare normal să se revolte. Mai are guvernul, se discută în coaliție, nu e bătut încă în cuie, și un pachet care de această dată ar dăuna IMM-urilor, acestor firme mici. Exact. Populația în general, pentru că știm că sunt acele taxe și scumpiri pentru toți românii. Legat de IMM-uri, pentru că ai spus, ar urma să fie acele două taxe, 1% pentru cele cu venituri de până la 300.000 de lei și 3% peste 300.000 de lei. Nu este o decizie finală, sunt informații venite pe surse, însă în zilele următoare ar trebui să vedem aceste decizii practic stabilite. Îți mulțumesc foarte mult, Alina. Cu siguranță vom discuta și noi acest subiect zilele următoare. Sabrina, mă întorc la tine.